Whoa. Jelly shit. Chinese? Jelly shit. Jelly shit. Da. Ok, cât te-a ocupat cu tine. Așa, și Mihai. Acum ce? Ce ai mai făcut zilele astea? Toate sunt bine? Da, toate sunt foarte... Erai și tu acolo în zilele alea. Am făcut activitatea noastră preferată, de asta o oră să mulghem o pisică. Vrem pe stradă. Oh shit, ai dreptate. Crezi că ar trebui să... Să? Ah, am pus-o pe buton. Ok. Eu și Mihai. Ne cunoaștem Mirelă. Nu știu, cred că toată lumea știe asta. Nu contează. Pentru viewerii noi, ne cunoaștem Mirelă. Ok, da. Du-te sus. Da. Ce vreau să zic? Mihai ne-a făcut rost de subscriber, care sunt prietenii lui majoritar. Și Mihai a zis într-o zi, hai să ieșim cu Fanny. Am ratat ce... Oh, what? Nici nu sunt mad. Nici nu sunt mad. Fuck. Da, mai e un gem pe care l-am ratat. Da, dar sunt cu două mai mult decât era normal. Ok, ce zicem? Mihai mi-a zis într-o zi, o să ieșim cu Fanny. Crezi că sunt ok să le zic numele? Cookie Monster și un username pe care nu-l cunosc. De fapt, cred că sunt ok. Pentru că oricum am vorbit să facem guest daddies. Da. Cu ele, deci guest daddies. Da, o să avem guests câteodată. Da. O idee care ne-a venit pe moment. Oricum. Repede. Acum înțelegi durerea. Fuck. Toată lumea o să creadă că sunt ăla care nu poate să-și termine ideile. Păi. Cum adică păi? Uneori. Rare ori, dar uneori. Chiar nu-ți termin. Stai așa, dacă am un checkpoint, apăs. Da, da. Ai. Fuck, încă n-am zis povestea. Mihai a zis, hai să... Fanii vor să iasă cu noi. Sau, mă rog, și fanii sunt, practic... Verișoara mea și... Verișoara lui Mihai, Ana. Și... O prietena ei, Andreea. Care... care sunt singurele care au rezistat să se uite la toate episoadele. Cred. În mare, da. Și sunt cea de genul, wow. Cum? Cineva se uită. Înainte ca Erdin, prietenul nostru pe care l-am mai menționat să se enerveze, și el cred că s-a uitat la toate. Deci dacă vrea să-mi dea un roast, că nu l-am menționat, să fie mad, acum nu mai poate. Andy, acum tu nu ești atent. Da, pentru că povestesc. Pur și simplu te duce acolo. Stai, ce? Mihai? Confuz. Sari. Ok. Unde? What? Nu știu.
Stai. Vreau măcar să sunt în stare să gândesc. Vreau să merg pe partea aia. Nu știu ce am făcut. Nimic bun, pentru că nu-i niciun portal acolo. Fuck it, să mergem. Da, for fuck's sake. Ok, yay. Ok, de Andreea știam înainte. Am uitat unde vreau să ajung cu povestea asta. Ce urma să zic, de fapt? Nu știu, e povestea ta. Vorbeam de mângâiat pisici sau... Da, așa am ajuns aici? Că... N-am cum să... ok, am înțeles cum ar trebui să îți dau. Da, și într-o zi am ieșit cu ele două. YouTube. Ce, în parc era o pisică. Nu, asta n-a fost atunci când am ieșit cu ele. Da, dar... Da, ok. Și... Apropo de Ana... trebuie să vii și tu aici. Da. N-am cum să vin acolo. Trebuie să-ți dau mâna? Da, nu, pentru că, uite, am cum? Spawnează chestii. Oh, shit. Trebuie să arunci piatra aici, eu credeam că asta încerci să fac. Nu, mă concentrez la poveste. Doamne. Nu pot să arunc piatra acolo, nu știu ce avem de făcut. Pe bune? Ce? Pe bune? Nu știu ce. Eu încă nu mi-am dat seama. Ce s-o prins pe omul? Da, pe asta. Ok, de Andreea știam înainte. Și... Ok. Ambele sunt foarte cool. Persoane foarte cool. Avem fan cool. Da. Asta era concluzia poveștii tale? Nu, cred că vreau să ajung la partea cu pisica, dar o să-mi iau un episod întreg să termin toată povestea. Doamne. Asta e tot episodul. Am uitat game-ul. Da. Deci acum s-a terminat episodul? Nu, nu s-a terminat. Până se termină povestea asta? Și de Ana am aflat. Nu știam că se uită verișoara ta sau ceva. Dar a fost momentul când am primit pe un video un coment. Și cam singurele comenturi sunt de la Erdin de obicei. Și habar n-aveam cine era. Și... Era un coment foarte nice. Probabil n-o să știu să zic exact ce scria, așa că o să-l pun pe ecran. Dar țin minte că primul lucru pe care am făcut a fost să strâng mesaj. Știi cumva cine e Cookie Monster? Cine pentru că mi-a topit inima. Comentariul ăla a fost foarte nice. Care a fost? Da, chiar a fost. Și apoi Mihai mi-a zis de Ana. Uite, am luat piatra și am pus-o acolo. Uite, Andy. Fuck, uite. Suntem contra timp aici, mă concentrez la povești. Da. Ok, nu. Finalul poveștii. Andreea a plecat, așa că am ieșit amândoi cu Ana. Și Ana îi plac foarte mult pisicile. Andy. Și ne plimbam prin parc. Și am dat peste o pisică. N-am lovit-o sau ceva. Dar am întâlnit o pisică. Și am stat jos. Nu pot, trebuie să te duci tu. Pe ce buton trebuie să... Pisica s-a dus pe cel mai prost cat lover, care e Mihai. Și noi doi eram geloși. Uite, e butonul de lângă, cred. Da, am stat jumătate de oră. Am stat jumătate de oră să mângâim o pisică. Sfârșit, în episodul următor.